Frunzele de varză sunt un remediu natural minunat. Natura ascunde atâtea secrete unice care pot fi utile în orice caz. Ați auzit, de exemplu, că frunzele de varză pot fi folosite ca medicamente? Așa este, iar utilizările curative ale acestei legume, altfel delicioase, nu sunt una două. De exemplu, puteți folosi frunzele pentru umflarea cauzată de diverse lesiuni. Dacă te lovești și zona rănită începe să se umfle, aplică o frunză de varză proaspătă și atașează-o cu un bandaj. Cel mai bine este să mențineți compresa aprinsă toată noaptea. Dimineața nu vă faceți griji cu privire la aspectul frunzei. Sucurile sale vor fi absorbite în corpul dumneavoastră și va arăta ciudat. Pe de altă parte, veți simți imediat efectul său benefic. Frunzele de varză ajută și la problemele tiroidiene. Pariați pe varză și durerile de cap. Aplicați frunzele pe tâmple și vârful capului și pupălărie. Puneți și frunze de varză în sutien. Legumele ajută și la problemele cu varicele. Aplicați locurile cu varză proaspătă și bandaj. Atenție, dacă vă simțiți arzi, îndepărtați imediat compresa. Care sunt proprietățile curative ale verzii și ce alte boli vindecă? Proprietățile vindecătoare ale acestei legume sunt cunoscute încă din primii ani de cultivare. Vechiul general și scriitor roman Marc Portirius Cato cel Bătrân, în tratatul său Agricultură, a lăudat varza după cum urmează. Dacă până la consumul de varză ați avut vreo boală, aceasta va alunga durerea din cap și ochi și vă va vindeca. Relatează țara mea frumoasă.ro.